Actualitatea românească. La microfon Emil Hurezeanu. Vom transmite astăzi două mesaje semnate Doina Cornea, care ne-au parvenit în cursul acestei zile. Primul dintre ele se intitulează Scrisoare deschisă adresată unei prietene prin Radio Europa Liberă, deoarece pentru mine Poșta nu funcționează. Al doilea mesaj se intitulează: În legătură cu declarația comună redactată în 16 iunie la Budapesta. În a doua parte a emisiunii vom avea o discuție cu Nestor Rateș, directorul Departamentului Românesc al Europei Libere, în care vom încerca să desprindem câteva prime semnificații ale mesajelor dizidente de la Cluj. Încă o precizare necesară, postul nostru de radio a transmis la 10 iulie anul curent. O scrisoare deschisă adresată doamnei Doina Cornea de o intelectuală de naționalitate maghiară din România. Primul dintre mesajele de acum ale Doinei Cornea este deci răspunsul la scrisoarea intelectualei maghiare. El se intitulează, repet, Scrisoare deschisă adresată unei prietene prin Radio Europa Liberă, deoarece, pentru mine, poșta nu funcționează. Textul mesajului Doinei Cornea va fi citit de Ioana Crișan draga mea prietenă de naționalitate maghiară. Oricine ai fi, am mai multe prietene maghiare, îți mulțumesc pentru franchețea și noblețea gândului exprimat, pentru încrederea pe care mi-o acorzi. În același timp, te rog să-mi modul familiar pe care l-am adoptat adresându-mă Îl găsesc cel mai potrivit, deoarece prin tine și dincolo de tine, Simt că mă adresez ideii de prietenie care ar trebui, în acest moment istoric, să însuflețească gândul tuturor celor ce fac eforturi de a apăra în ei înșiși ceea ce e mai omenesc în om: adevărul, încrederea, iubirea. În scrisoarea ta, printre altele, mi-au reținut atenția în mod deosebit vreo trei aspecte asupra cărora insiști. Condiția minorității maghiare în România de azi și mă provoci oarecum să-mi definesc punctul de vedere în această privință. Apoi, ideea de vinovăție individuală, care a înlesnit starea de lucruri actuală privind această minoritate, relațiile româno-maghiare și, în sfârșit, soluția pe care o propui pentru ieșirea din această criză prin etos, folosind această foarte frumoasă formulare, te citez, etosul este putere chiar fără putere. Aș dori însă să mai precizez un fapt. Ai ghicit motivele pentru care nu m-am pronunțat niciodată în privința relațiilor româno-maghiare și a condiției de astăzi a minorității maghiare, așa cum nu m-am pronunțat în această privință niciodată pe întreg parcursul celor 40 de ani de dictatură comunistă. Chiar dacă rezerva mea în această privință a fost absolută, tot mai des sunt oprită pe stradă de diversi mesageri ai securității, care, pe tonuri variate, de la politețe la cele mai triviale în injurii, îmi spun cam același lucru. Te-ai dat cu ungurii, dai apă la moara lor, etc., etc. Bine, le răspund eu, dar n-am spus nimic. Cum n-ai făcut nimic când fica ta a vorbit la televiziunea maghiară împotriva României? Nu e cazul să comentez această logică pe care am văzut-o funcționând neîntrerupt de la procesul lui Iuliu Maniu până în zilele noastre. Tocmai din acest motiv, tocmai datorită acestor calomnii puse în circulație de putere pe seama tuturor celor care își ridică vocile în numele dreptății, al adevărului și al respectării demnității umane în țara noastră, voi încerca în această scrisoare să-mi definesc poziția chiar și în problema atât de complexă atât de delicată a relațiilor româno-maghiare. Nu sunt istoric, nu sunt sociolog. O expunere metodică ar cere o analiză documentată pe sute de pagini. Dar pot avea o părere ca persoană particulară, pot enunța o apreciere, subiectivă poate, pe baza celor văzute și trăite de mine, ca martoră, pe parcursul a mai multor decenii, pot să răspund unei scrisori amicale. Ca sentiment general, aș putea spune dintr-un început că o istorie zbuciumată, o istorie dureroasă, o istorie prea puțin fericită ne leagă unii de alții, pe voi și pe noi. Și, tocmai pentru că de vrem, de nu vrem, ne leagă un trecut comun, suntem obligați să ne privim mai bine, să ne cunoaștem, să ne întrebăm reciproc ce ne doare, pentru că nu trebuie să mai repetăm greșelile să mai provocăm rănile din trecut. Voi încerca să fiu imparțială și te rog să mă ierți dacă uneori punctul meu de vedere diferă de al tău sau te nemulțumește. Nu cred că e cazul să detaliez aici nici suferințele românilor transilvaneni de-a lungul secolelor. Faptele sunt consemnate de istoriografie nici tratamentul căruia i-a fost supusă populația română în anii 1940-44 în Ardealul de Nord, și nici chiar ce am trăit eu ca fetiță într-o școală maghiară din acei ani, și ca mine multe alte fetițe de naționalitate română. Pentru că în acei ani era numai un singur liceu românesc la Cluj, iar noi locuiam a Totuși, aș stărui puțin mai mult asupra unui anumit moment istoric. Aceasta nici de cum pentru a face reproșuri, ci pentru simplul fapt că el are oarecum legătură cu devenirea noastră comună de acum. Va cădea în sarcina istoriografiei de-acumpănii dacă minoritatea maghiară, privind chiar din unghiul propriilor ei interese, nu a greșit cumva în anii următori războiului, precum și în anii 50, alăturându-se împreună cu alte minorități, excepțiile au fost prea puține, celor ce ne-au cotropit țara, punându-se în slujba armatelor ocupante și a profitorilor, a netrebnicilor apăruți peste noapte în societatea românească sau chiar a visătorilor inocenți și naivi, împiedicat să vadă realitatea din cauza propriilor lor vise, îngroșând astfel rândurile celor ce încercau să instaureze dictatura proletariatului. Căci, Optând pentru acest tip de dictatură, ați optat pentru două principii: cel al luptei de clasă și cel al concentrării puterii în mâna statului, echivalent cu partidul. Aceste principii înseamnă discriminare și ură socială, suprimarea libertăților democratice, strivirea individului. Optând pentru dictatura proletariatului, ați optat împotriva partidelor cu adevărat democratice național țărănist și liberal, grupat în jurul monarhiei constituționale, care, în acei ani, s-a dovedit a fi fost singura instanță protectoare a libertăților civice, a instituțiilor democratice și a elementelor de elită din toate păturile sociale, căzute mai apoi pradă terorii anilor 50. Încerc să vă înțeleg. Prin opțiunea voastră de atunci, vedeți poate o rezolvare tactică mai eficientă a problemei voastre naționale. Vi se promitea totul, dar a fost o iluzie, ca să nu spun o înșelătorie. Dictaturile nu pot duce casă bună cu libertățile, nici chiar cu cele pe care le acordă inițial minorităților pentru a le câștiga de partea lor. Mă întreb ce-ar fi fost dacă atunci, români și maghiari, ne-am fi dat mâna. Făcând zid în jurul tânărului monarh, care nu voia altceva decât să ne apere libertatea și instituțiile. Dar nu doresc să mai stărui asupra acestor fapte. E absurd a o face din mai multe motive. Ele implică generalizări, simplificări necesare înțelegerii fenomenelor, dar pernicioase în același timp, căci pot trezi anumite susceptibilități. Găsesc apoi că e absolut imoral să tragi la răspundere generația de maghiari de astăzi, fie pentru suferințele pe care le-am îndurat noi, românii, cu secole în urmă, fie pentru comportamentul și opțiunile bunicilor lor care au trăit în anii 40. Și, în sfârșit, dacă românii își au rănile lor, cu siguranță și voi, maghiarii, va aveți suferințele voastre. Și le ghicesc aceste suferințe, tocmai pentru că și eu am suferit în trecut. Sunt sigură că există și români șovini, mai ales printre roboții puterii. Îmi dau seama cât vă doare suprimarea unor drepturi ce mi se par legitime pentru orice minoritate: contacte culturale cu patria mamă, dreptul de a călători în acea țară, dreptul de a se informa prin reviste și cărți asupra culturii naționale, dreptul de a-și cultiva liber limba, tradiția națională, prin radio, televiziune, presă și alte instituții culturale. Dreptul la un învățământ adecvat și de toate gradele în limba maternă. Leghicesc apoi aceste suferințe, pentru că și eu sufer în prezent, așa cum suferă toți oamenii în afară de nomenclatură, și indiferent de naționalitate, de acest sistem de dictatură. Și cum ar putea fi altfel sub un regim care, incapabil de a oferi altceva populației decât trudă și suferință, pentru a-și legitima și păstra puterea? Recurge la cele mai imorale mijloace pentru a înrobi propriul său popor, reducându-l la tăcere, nesocotindu-i drepturile cetățenești și umane. Și noi, românii, suntem loviți ca și voi în instituțiile noastre de interes național, ele având o existență pur formală. Învățământul, cultura, ne sunt și noua manipulate, istoria falsificată, monumentele de o mare însemnătate distruse. Limba lozincilor și a propagandei pe care puterea cere să o vorbim nu este limba noastră. Este o limbă străină. Limba maternă e limba adevărului. Suntem cu toții loviți ca indivizi în conștiința noastră morală. Suntem cu toții amenințați de a ne pierde identitatea. Criza socialismului totalitar sfârșește printr-o criză a omului. Ea se răsfrânge ca o molimă asupra tuturor. Desigur, soluționarea crizei sociale, morale și naționale o văd ca și tine printr-o restaurare a ființei umane pe calea etosului, în primul rând. Numai omul care cultivă valorile morale, precum adevărul, dreptatea, curajul, dar și iubirea, credința, speranța, și se exersează zi de zi să le aplice, de la actele lui mărunte, la relațiile sale cu puterea, cu semenii săi, și până la atitudinile sale spirituale majore. Numai acest om nu poate fi manevrat, pentru că el va descoperi că, dincolo de oprimare și de teroare, există un spațiu al puterii spirituale, inalienabil, invulnerabil, etern. Atunci când o fragilă ființă umană se centrează în acest spațiu, ea participă la această putere. Iată de ce etosul este putere și fără putere. Iată de ce puterea se teme de această putere. Desigur, în condiții sociale atât de nefavorabile ecloziunii spiritului, este mai greu să devii omul etosului decât omul nou creat de regim. Acest om nou e omul manevrabil, omul robot, omul obiect, omul care nu mai gândește, care nu mai simte, care execută orice ordin, reproduce orice neadevăr. Înstrăinat de sine însuși, Înstrăinat de ceilalți oameni, el este omul urii, al învrăjbirii, al luptei de clasă, al luptei șovine. Aceste manifestări răuvoitoare există încă, din păcate, în ambele părți, deși numeric nu par a fi semnificative. Fiecare din noi trebuie să vegheze ca ele să nu devină endemice. Permitem -mi o mică digresiune Ți-am relatat, cred, două astfel de exemple negative la care am asistat personal în ultimii zece ani. La un examen de admitere, un profesor român, responsabilul săli, a refuzat să transcrie subiectul în limba maghiară pentru un candidat care și-a reclamat acest drept, replicându-i că trăiește în România și că e obligat să cunoască limba română. Am intervenit, deși eram simplă supraveghetoare, și am trecut eu subiectul pe tablă în limba maghiară. Mă gândesc în ce stare de spirit își începea acel candidat examenul. Iar celălalt exemplu a avut loc la noi în casă, tot acum vreo opt ani, când Salvarea ne-a trimis un tânăr medic maghiar să-l examineze pe soțul meu bolnav. În primul sfert de ceas, tânărul medic n-a acceptat să scoată o vorbă în românește. Soțul meu nu cunoaște decât foarte puțin maghiară. Până la urmă, văzând că nu poate stabili un diagnostic valabil, medicul a cedat și, spre stupoarea noastră, am constatat că vorbea o română perfectă. Desigur, acestea sunt cazuri izolate, de ambele părți. Totuși, astfel de cazuri nu trebuie să se mai întâmple. Ele țin de neomenie la cei care le practică. Lanțul urii al învrăjbirii naționale Întreținut azi de regim ca diversiune față de incapacitatea sa de a guverna, trebuie rupt. Ne o cere orice morală dacă vrem cu adevărat pacea și împăcarea. Împăcarea nu e un tratat, e trăire ce prinde viață în indivizi. Împăcarea ține de etos. Trăind în valori, nu vom mai fi manevrabili, vom deveni oameni adevărați, oamenii iubirii, ai încrederii, ai dreptății guvernele se pot certa între ele, dar nici de cum noi, cetățenii Transilvaniei. Avem printre noi rudenii, prieteni, vecini, care sunt maghiari sau care sunt români. Ne datorăm unii altora iubire, ne datorăm prietenie, ne datorăm sprijin reciproc și solidaritate în apărarea drepturilor noastre umane și cetățenești comune. Înainte de a încheia, dăm voie să-mi precizez poziția, poate în cea mai spinoasă problemă, soarta Transilvaniei în optica mea. Am impresia că aștepți de la mine un răspuns și în această privință. Voi vorbi cu toată franchețea. În conștiința mea, și cred că sunt în asentimentul tuturor românilor transilvaneni, nici nu se poate pune în chestiune posibilitatea unei revizuiri a frontierelor sau a transformării acestei provincii în corp autonom față de restul țării. Nici tu, bineînțeles, nu vorbești de așa ceva. Trăim aici câteva milioane de români și ne simțim organic încorporați în România prin limbă, cultură, tradiție, credință. Dar, în același timp, doresc ca țara mea să fie o adevărată patrie și pentru minoritatea maghiară precum și pentru celelalte minorități. Doresc ca populația maghiară să ajungă să se bucure, împreună cu românii, de drepturile și de libertățile după care astăzi noi toți stânjim. Tocmai de aceea e atât de important să ne dăm mâna în efortul nostru pentru cucerirea lor și pentru instaurarea unui regim cu adevărat democratic. Interesele noastre sunt indisolubil legate și o democrație reală nu poate acorda libertăți pentru unii, refuzându-le celorlalți. Dacă doresc ca românii să aibă adevărați reprezentanți în guvern care să le apere interesele, dacă doresc autonomia culturii, a bisericii, a universităților noastre, libertatea presei, libera circulație a ideilor și a persoanelor, libertatea contactelor interumane, etc., te rog să mă crezi că doresc în egală măsură ca și minoritatea maghiară să se bucure de aceste drepturi: să aibă adevărați reprezentanți în conducerea țării și nu oameni de paie, să aibă aceleași libertăți privind biserica, cultura, presa, publicațiile, călătoriile, circulația ideilor, etc. Doresc reînființarea unui învățământ superior în limba maghiară. Totuși, cu câteva rezerve și precizări în ceea ce privește facultățile ce pregătesc cadre pentru justiție, administrație sau așezămintele medico-sanitare, acestea fiind domenii de un prea larg interes obștesc. Această restricție e și în interesul populației maghiare. Mă gândesc de pildă că unui avocat maghiar i-ar fi imposibil să pledeze în fața Tribunalului Suprem dacă nu cunoaște limba și terminologia română. În al doilea rând, numărul locurilor să fie în așa fel statistic stabilit încât să nu se ajungă la o inflație de cadre ce să depășească cerințele populației maghiare. În încheiere, dragă prietenă, țin să te asigur nu numai de prietenia și prețuirea mea, ci și de faptul că sunt gata să sprijin oricând, dacă umilul meu vot are vreo importanță, dezideratele pe care le-am anunțat doresc să vină ziua când, după atâta zbucium, fericirea să lumineze din nou chipul oamenilor de pe aceste meleaguri. Dacă nu am vocația organizațiilor, o am pe aceea a comuniunilor spirituale. Pe a noastră aș numi o Minima Moralia, după titlul unei admirabile cărți. Din ea ar face parte, chiar fac parte, toți cei ce nu se mulțumesc doar să vorbească despre virtuți, ci au și curajul să trăiască în ele, să le mărturisească. Cu o sinceră, prietenească îmbrățișare, Doina Cornea. Ați ascultat textul mesajului semnat de Doina Cornea și intitulat Scrisoare deschisă adresată unei prietene prin Europa Liberă, deoarece pentru mine poșta nu funcționează. Al doilea mesaj pe care îl veți asculta în continuare se intitulează: În legătură cu declarația comună redactată în 16 iunie la Budapesta. Aprop textul declarației de la Budapesta în măsura în care majestatea sa, regele Mihai, l-a aprobat, dar subliniez faptul că nu am cunoștință decât de un rezumat al acestei declarații. Din câte știu, textul se pronunță fără ambiguitate pentru menținerea frontierelor existente. Sunt, bineînțeles, întru totul de acord cu acest punct și, de asemenea, cu indispensabilul lui corolar Libera circulație a persoanelor, a cărților, a ideilor. În schimb, expresiile spațiu de complementaritate și reprezentare politică autonomă mi se par mai puțin fericite din cauza ambiguităților. Cred că o referință explicită la textul Constituției din 1923 ar fi fost suficientă în această privință. Pentru mine, ca și pentru regele Mihai, această Constituție reprezintă veritabila cartă a principiilor de soluționare a problemei minorităților din România. Sunt, pe de altă parte, cu totul și cu totul de acord cu punctul privitor la prezervarea tradițiilor culturale și pentru redeschiderea unei universități maghiare la Cluj. În încheiere, țin să reafirm că doresc sincer numai bine comunității maghiare din România, dar că trecutul dureros care ne leagă, va necesita, în vederea unei reconcilieri definitive, un autentic efort din partea noastră a tuturor. Dragi ascultători, așadar, acestea au fost scrisorile, cele două mesaje pe care le-am primit în cursul acestei zile din România, din partea Doinei Corne. Am primit scrisorile Doinei Corne în urmă cu câteva ore, de fapt, și încă nu am avut răgazul să le studiem și să desprindem toate nuanțele și subtilitățile. Bănuiesc însă că se pot face câteva observații imediate și, față de dumneavoastră, în primul rând, suntem datori cu ele. Dar care l-am rugat pe Nestor Ateș, directorul Departamentului Românesc, să participe la o primă discuție de fixare a unor semnificații ale textelor semnate de Doina corn. Deci, Nestor Ateș, care sunt primele impresii în ce privește aceste documente? Sunt, fără îndoială, documente interesante, foarte bine scrise și în general echilibrate. Trebuie să avem în vedere, Emil, că în aceste documente Doina Cornea abordează un subiect foarte delicat și controversat. O chestiune care suscită reacția desea emoționale și în care autoarea scrisorii nu este un observator neutru, după cum n-a fost nici autoarea scrisorii deschise, căreia Doina Cornea îi răspunde a te ridica deasupra propriilor emoții, a ignora propriile experiențe și Doina Cornea însă și introduce în ecuație atitudinei ei experiențele ei nefericite din copilărie și tinerețe, a rezista înclinațiilor de părtinire, nu-i ceva facil deloc, dar sunt cerințe absolut necesare unei dezbateri intelectuale de valoare cele două scrisori sau texte denotă, cred, că autoarea lor, deși în izolare forțată, sub supravegherea strictă a securității, cu mijloace minime de informare, ni se spune de pildă că nu poate asculta Europa liberă pentru că securitatea nebruiază în imediat apropierea locuinței ei, supusă presiunilor tocmai în subiectul tratat în texte, cum ne mărturisește în prima scrisoare, în ciuda tuturor acestor împrejurări deloc neglijabile, zic, Doina Cornea reușește, într-o măsură destul de mare, să evite subiectivismul. Ne-am obișnuit de acum cu texte exemplare din partea curajoasei protestatare din Cluj, și este clar că suntem în prezența uh, unor noi texte de acest fel deși părți ale lor ar putea să provoace eventual obiecții sau chiar dispute, căci, din nou, este vorba de un subiect foarte controversat. Da, e limpede și părerea mea este aceasta, că scrisoarea doinei Cornea păstrează un echilibru inevitabil fragil într-o dezbatere inevitabil delicată. Am spus-o și noi de mai multe ori, abordând sub o formă sau alta subiectul relațiilor româno-maghiare. Și ceea ce cred eu că e cel mai important de reținut din această scrisoare este ideea că suferința în România acestor ani, de acum, este generală, excludem de aici, excludem de aici pe reprezentanții nomenclaturii și pe membrii aparatului represiv, este general într-un regim care nu poate oferi altceva populației decât, cum scrie Doina Cornea însăși, trudă și înrobire precum și convingerea că lanțul urii și al învrăjbirii naționale, întreținut de altfel de regim, ca diversiune, trebuie odată rupt în numele unei moralități care cultivă prietenia și frăția în condiții de libertate pentru toți. Acesta este un mesaj important și merituos, căci învrăjbirea nu folosește decât puterii. Este evident că o luptătoare pentru libertate și democrație, cum e spre cinstea ei Doina Cornea, nu poate și nu trebuie să ignore sau să minimalizeze inegalitățile de niciun fel, inclusiv inegalitatea națională. Cum relevă autoarea scrisorii, o democrație reală nu poate acorda libertăți pentru unii, refuzându-le celorlalți. Mai mult se cuvine subliniat că Doina Cornea își ridică glasul contra urii și învrăjbirii naționale în toiul dezlănțuirilor naționaliste, șovine și xenofobe ale regimului. Protestatara de la Cluj menționează existența acestor manifestări răuvoitoare, cum le numește dânsa, de ambele părți însă, nu numai din partea română, ci și din partea maghiară, deși și la români și la unguri, cerându-le ambelor părți, să vegheze ca ele să nu devină aceste aceste controverse, aceste manifestări ovoitoare, deci, să nu devină endemice. Ne datorăm unii altora iubire, ne datorăm prietenie, declară ea, ne datorăm sprijin reciproc și solidaritate în apărarea drepturilor noastre umane și cetățenești în definitiv comune. În definitiv, Nestor, aceasta e esența, atât ungurii cât și românii știm prea bine în România au astăzi un singur dușman și el se numește dictatura. Învrășbirea este concepută de putere și nu este doar rețeta sau apanajul, invenția regimului Ceaușescu. Această învrășbire națională știm prea bine din istoria recentă a acestui secol, a altor dictaturi, că învrășbirea între grupuri etnice în societăți multinaționale este o armă predilectă a dictatorilor. Deci învrășbirea este concepută de putere în mod deliberat ca un mijloc de a fragmenta opoziția și a slăbi rezistența tuturor. Doina Cornea îndeamnă la unitate în lupta contra dictaturii. Acesta este mesajul esențial, după părerea mea, al textelor ei. Dar Nestor spunea la începutul acestei discuții că Doina Cornea reușește să evite subiectivismul într-o măsură destul de mare. Implicația este, desigur, că n-a reușit complet, cel puțin atât am înțeles eu, și mă întreb dacă observ cumva vreun indiciu de subiectivism. Și chiar să discutăm despre asta. Mi se pare că un anume subiectivism este prezent. De pildă, acolo unde pare să afirme că un, ca un fapt de istorie, că minoritatea maghiară și alte minorități s-ar fi alăturat cotropitorilor țării, recteușilor și profitorilor, netrednicilor și visătorilor naivi, deci comuniștilor, contribuind astfel la instaurarea dictaturii proletariatului. Este firește o eroare și faptică și politică a atribui o asemenea atitudine întregii minorități maghiare sau oricărei alte minorități naționale din România. Este una a spune că au fost mulți unguri în aparatul de partid sau în cel de securitate și altceva că toți ungurii sau măcar o majoritate a lor au susținut activ noul regim în perioada sa de început. În fapt, Emil a existat în acea perioadă cel puțin un partid maghiar de orientare democrată, cel al contelui Betlem, care a colaborat strâns cu Iuliu Maniu. Pe pildă, este cunoscut că în alegerile din toamna lui 1946, țărăniștii lui Maniu au obținut mari majorități de voturi în Ardeal. Ceea ce a sugerat analiștilor că mulți unguri au votat cu țărăniștii. Bineînțeles, rezultatul alegerilor a fost măsluit de comuniști până la urmă. Oricum, Doina Cornea însăși subliniază că relevanța unor împrejurări de acum patru decenii și jumătate pentru situația de azi este minimă sau inexistentă, mai ales dacă acuratețea lor. Este cu totul îndoielnică. Ar mai fi și un alt moment de oarecare dilemă în scrisoare, și anume atunci când autoarea ei se referă la restricții numerice ce ar trebui impuse în viitorul liber al României, în învățământul superior de limbă maghiară. Și se impun astfel de întrebări ca. Cine ar trebui să stabilească restricțiile? Nu cumva tot vreo autoritate guvernamentală care dictează una și alta, până și într-un domeniu în care libertatea este vitală, ca cel al învățământului? Mă îndoiesc că, că Doina Cornea are în vedere asemenea ingerințe, dar, din păcate, situația e de așa natură că nu avem cum să-i cerem precizări. Sau explicații. Îți propun acum Nestor, să trecem la cel de-al doilea mesaj al doinei Cornea, citit astăzi la microfonul Europei Libere. Un text mult mai scurt, care a însoțit textul mai lung despre relațiile română-maghiare. E vorba de textul referitor la declarația de la Budapesta. Reamintim ascultătorilor noștri că acest text, difuzat de noi, de altfel, în urmă cu două luni, a fost uh, redactat și semnat de mai mulți reprezentanți ai exilului românesc și reprezentanți ai opoziției maghiare la Budapesta la 16 iunie anul curent, deci odată cu celebrarea funeralilor victimelor represiunii revoluției maghiare din 56, document care a stârnit discuții, argumente contradictorii atât în țară, unde ele au fost foarte mult îngroșate și dirijate spre registrul polemicii înveninate cu orice preț, dar și în exil, din partea unor diverse grupuri, de diverse orientări politice, au apărut foarte multe argumente. Acum avem și argumentele doinei Cornea în ce privește această declarație. Ce crezi despre felul în care doina Cornea uh, discută, aderă, inclusiv cu anumite rezerve la această declarație? Rezervele ei sunt. Uh referitoare la două expresii pe care le consideră mai puțin fericite, parcă aceasta este expresia din Da. Text. Și dacă îmi dai voie, uh, ne -și și anume, da? să le numim da. cele referitoare la uh, spațiul de complementaritate, complementaritate. în cazul Transilvaniei și cele referitoare la o reprezentare politică autonomă dacă îmi dai voie, eu voi cita, voi reproduce din declarația de la 16 iunie Fragmentul referitor la uh, aceste două noțiuni, să zicem, controversate Foarte bună idee Transilvania a fost și este un spațiu de complementaritate Și trebuie să devină un model de pluralism cultural și religios Este în folosul popoarelor noastre ca diversitatea culturală, religioasă și de tradiții Care a făcut specificul Transilvaniei să fie prezervată dreptul la o reprezentare politică autonomă și la autonomie culturală a fiecare națiuni trebuie garantat. Cum explicăm noi acest a, În primul pasaj? rând, să spunem că acestea sunt cele două expresii care au provocat cele mai multe controverse în exilul românesc. Da. Există o largă paletă de opinii în acest exil care uh, repudiază această declarație exact pe temeiul acestor două expresii. Să amintim însă că există o foarte largă paletă de oameni politici și de cultură din exil care au aderat la declarație în frunte chiar cu regele Mihai. Cred că problemele au venit de la formula spațiu de complementaritate în privința Transilvaniei, înțeles însă în mod probabil deformat. Pentru că era vorba de un spațiu de complementaritate, am înțeles eu și nu sunt singurul, în interiorul Transilvaniei, ca provincie integrată în mod necesar statului național român. Categoric, autorii declarației explică că acest spațiu de complementaritate nu înseamnă nimic altceva decât un teritoriu în cadrul statului național român în care toți. Locuitorii, indiferent de origine etnică, să se simtă la ei acasă și să poată astfel profita deplin de experiența și realizările comune. Această noțiune, care, spun autorii declarației, nici nu poate fi înțeleasă altfel, este în perfect acord cu vederile Doinei Cornea expuse de ea în scrisoarea către prietena maghiară care am citit-o astăzi. A doua expresie, aceea dreptului la o reprezentare politică autonomă, este și ea, după autorii declarației foarte clară, dreptul pentru minorități de a avea partide politice. Minoritățile au avut partide politice în perioada interbelică. În condițiile democratizării generale, în condițiile unei democratizări de plano exact. a întregului, a întregii societăți evident, românești, bineînțeles. Evident nu se poate vorbi de partide politice decât în într-un regim de pluralism politic. Autonomie, de asemenea, culturală și politică, în înțelesul reprezentanților, egal în drepturi, în organele parlamentare ale țării, în justiție, în presă și așa mai departe. Nu vreau să intrăm în prea multe detalii, pentru că sper să revenim la acest subiect, având în vedere că este atât de controversat în exilul românesc și ar fi bine să asociem auditoriul nostru la această discuție. Dar să mai relevăm punctul de vedere al autorilor declarației de la Budapesta, că ambele noțiuni nu contravin cu nimic spiritului Constituției din 1923 la care se referă și Doina Cornea. În această cauză, de altfel, regele Mihai a aprobat uh, în totul conținutul declarației uh, într-un comunicat de presă. Ne uh, nesurate și, dragi ascultători, sunt, sigur suntem de-abia la început. Avem textele acestea, vom avea și alte texte, vom avea și alte discuții. Uh, deocamdată încheiem emisiunea, vă mulțumim pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.